În perioada 11-20 martie a avut loc concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general. De la Giurgiu s-a înscris un singur candidat, profesorul Gigi Oprișan, cel care se afla deja la conducerea inspectoratului școlar. Pentru Gigi Oprișan, rezultatul a fost cât se poate de bun. A fost declarat admis după 3 probe de loc ușoare, în urma cărora mulți dintre candidați nu au obținut notă de trecere. A fost greu, pentru că s-a evaluat de către minister, s-au evaluat cunoștințele mele prin 3 probe. Acestea au fost un test scris din management educațional, un interviu în care s-a prezentat oferta managerială personală pentru perioada 2015-2019 și evaluarea CV-ului. Promovarea concursului este valabilă pentru următorii 4 ani, un aspect pozitiv pentru învățământul românesc, în care periodic inspectorii școlari erau schimbați din funcții de cele mai multe ori pe criterii politice și nu în funcție de performanță. Acest concurs contează foarte mult pentru că oferă stabilitate sistemului și ne permite nouă, ca inspectorat școlar, stabilindu-ne obiectivele intermediare, să atingem obiectivul final pe care ni l-am propus. Inspectorul general Gigi Oprișan și-a fixat și câteva obiective clare, printre acestea promovarea învățământului profesional și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale. Prioritatea numărul 1 a inspectoratului școlar, în viziunea mea, și o să vedeți acest lucru, este dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. În perioada următoare, cei care se vor afla în febra examenelor vor fi inspectorii școlari generali adjuncți și cei care vor să ocupe funcția de director la Casa Corpului Didactic.